Salut tuturor și bine v-am regis la un nou clip pe acest canal. De data aceasta facem un mic unboxing și review mouse-ului Asus Strix Impact Gaming Mouse. Dacă ați scris asta deja știi că e totul, totul pe bune. Avem aici un mouse de la Asus, uh, un mouse cu un design simplu. Bine, uh, nu trebuie un mouse de la cu știu eu ce chestii ca să te joci. Din punctul meu de vedere, asta e cel mai ok design. Uh, mai am aici eu un mouse, vedeți design normal, totul simplu. Deci, pe astea aș merge eu. Bun, um, uh, mouse-ul este nou nou, nu l-am mai desfăcut până acum. Și o să, o să vedem uh, care este treaba cu el, o să-l și băgăm... Uh, în, în unitate să-l punem în funcțiune să vedem și luminița aceasta și o să fie totul ok. Bun, cât despre mouse 5000 dpi, butonașele pe el se văd, butonul de dpi aici, clicurile rotița care are un design destul de drăguț. E, cam asta ar fi cutia. Haideți să vedem exact de deci ce aici ai un mic gen preview chestii. Mă văd și eu acolo! Super! Haideți să îl desfacem, deși nu cred că am un cuțit. Ba, sigur că am un cuțit. Îmi pare rău că se vede chestiuța asta. O să-mi fac un loc pe birou special pentru... Pentru review-uri, unboxing-uri, că o să mai fie așa, bam. Și un giveaway, de fapt ați văzut deja giveaway-ul. Cred, acum, adică nu știu, ăsta e, e, filmat de mult, doar gen filmat de mult, nu m-am exprimat bine. Înțelegi să vei. Oh, avem două sticăre! Avem două sticăre, dar cum se deschide chestiuța asta? Sunt fan, fan al stickerelor. Și apropo, nu fac review-uri sau unboxing-uri profesioniste, profesionale, profesioniste, probabil. Avem aici două sticăre, super șmechere, astea le primiți și voi. Bine, evident, dacă, dacă cumpărați mouse-ul. Deci este prima dată. Mă așteptam să fie mai înalt. Chiar mă așteptam să fie mai înalt. Stați, așa că e cu dute vino. Pe aici, așa. Interesant. Gata. Și mi-a făcut murdărie pe aici. Avem aici cam așa arat. Băi, ce micuț este. Focalizare. Se focalizează? Gata! Forță! E webul meu, se cam duce. Observați la degete sus acolo cum mi le taie. Deci web ăsta cam moare încet încet. Bine, e web, e ok. Și da, ăsta e tatuajul meu. Și da, e permanent. Primesc întrebarea asta des. Este un mouse micuț, aș putea spune. Bine, eu am o mână normală. Mână puțin mai mare. Dar știu că vă place bronzul meu. ok. Este un mouse micuț. Chiar se simte foarte, foarte bine. Haideți să-i dăm astea. Băi, pe un ped, pe un ped s-ar duce super bine. Pe un ped s-ar duce super bine. Nu este foarte zgomotos. Cablul are aici o chestiuță, nu știu pentru ce ar fi asta. Observați și voi. Dacă s-ar focaliza pe asta. Gata. Observați și voi aici, nu știu exact pentru ce ar fi. Cred că se scoate. abar n-am. Probabil pe asta o pui undeva ca să-ți țină firul. Mă gândesc că eu o pui într-un bungee de la. Îți ține firul, știi? Și adică să ți-l țină acolo, să nu fugă. Și poți să te miști cum vrei tu. Înțelegi? Cam cred că pentru asta ar fi. Deci cam așa arată mouse-ul la design. Stai că aici am bu. Cam așa arată. Nu dacă e cea mai bună calitate, repet, este un web vechi de vreo 2 ani. Pentru asta mai folosesc, am web meu normal pus sus acolo. Aici, după cum observați, avem un mic model, nu este cauciucat. Este plastic, dar e ok, pentru că cauciucul în timp se, se cojește și arată foarte urât. Știu că am pe mouse-ul meu normal, pe mouse meu vechi normal, ăsta nu are are ceva textură. Focalizare. Da, aparent s-a săturat. S-a supărat pe viață. E focalizarea exact aici. Da, v-am zis că voi ul se duce încet, încet. Gata. Bun, haide să îl băgăm. Să îl conectăm, să vedem care este treaba cu el. O să-l conectez în tastatură. Ca să nu merg până la unitate. Și o să vedem exact și logo-ul acela care e treaba cu el. Și cred că... Bam. Gata! L-am conectat, și lumina asta face într-un fel. De fapt, într-un fel se vede pe pe web-bite. Uh -huh. uh -huh. Am avut și noi focalizare. Gata. Deci, arată super bine. Cam așa arată și materialul. Asta e un plastic ok. Nu e o chestie să-l simți așa ieftin. Da, vedeți, dunga asta trebuie să-mi iau o cameră. Să trebuie să-mi iau o cameră sau mm, poate apare una la mine, știi? <laughs> uh, se simte foarte bine în mână, repet, este cam micuț pentru mine, dar pentru o persoană care probabil nu vrea să țină un mouse, să aibă mouse-ul așa în toată palma, cum îl am pe cel al meu. Asta este al meu, cam așa vine. Deci așa vine al meu în mână, știi? Da, așa am o imagine aici, eu îmi să să-mi făc, dar nu se focalizează din păcate. Iată. Și așa vine asta. și ăsta e mai micus, puțin, adică când stă aici un gol, ar trebui să-mi dau mâna mai așa și să-l țin și ar fi, ar fi super ok, așa. Este un mouse ok, um. Mau super ok pentru, pentru prețul lui, îl găsiți și în descriere. Uh, cu DPI 5000 deja, deja nu prea ai ce să faci. Eu folosesc 800 și în, în jocuri shootere, în Photoshop, în chestii, mă duc până la 400 DPI. Deci, pentru mine 5000 ar fi inutil. Un mouse cu 1200 ar fi pentru mine perfect, dar al meu are 16000, cred. Cred că 16.000 are ceva în genul ăla. Este un mouse ok. Uh, nu, nu se simte ca și cum ar fi o chestie ieftină overpriced. E, e super. Ca primă vedere, repet, nu l-am mai desfăcut nu alte chestii. De obicei, celelalte produse la review unboxing aveam idee pentru că mă uitam chestii, dar la asta e prima, prima dată. Uh, cum am zis, mă așteptam să fie puțin, puțin mai, mai înalt. Din poza asta pare așa puțin baban, știi? Adică, bine, pare cam la fel, că nu-ți dai seama exact cât e. Dar uh, mă așteptam puțin mai grăsuț, deși este foarte ok. Și așa, uh, la, la forma asta e super ok. Bun, cam atât cu acest, uh, cu acest mouse. Asus Strix, cred că și Impact, Cred că și Impact e numele lui, nu? Cred că și Impact. Da, Strix Impact. un mouse super tare. Cred că este primul meu produs de la cei de la Asus. Cred că este primul produs review de la Asus. Oricum, noi ne vedem data viitoare. Găsiți linkurile tot ce aveți nevoie pentru acest mouse în descriere. Nu uitați să apăsați și butonașul de like. Nu este ceva profesionist, doar vă arăt o să fac și un test cu el să văd cum se comportă și vă zic pe live-uri și chestii deși la mine chestia cu schimbatul mouse-ului e o problemă foarte mare în jocurile shooter deoarece mă obișnuiesc cu mouse și după când trec pe un alt mouse mâna mea stă în altă poziție trebuie să-l mișc altfel deja e altă chestie și știu că vă uitați aici dar n-am ce să fac m-am bronzat cu mânușile de la motocicletă ok? <laughs> Că și acum nu mai pot să mă duc să mă bronzez pentru că am tatuajul și momentan n-am vrut să mă bronzez la și chestii. Oricum, noi ne vedem data viitoare, nu uitați de like și baftă! Pa, 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 pam!